Servus, dragilor, și bine ne reîntâlnim, sau dacă sunteți noi pe canalul meu, bine ați venit! Am încheiat seria cu insulele Azore. Sper că v-a plăcut dacă ați văzut, v-a făcut cu ochiul insulele Azore. Dacă n-ați văzut, opriți, uitați-vă și reveniți. Pentru că vreau să vă ofer niște informații legate de prețuri și cum am ajuns și ce am făcut din punct de vedere, să zicem așa, tehnic, cât ne-a costat la final excursia noastră din Azore. Eu folosesc o aplicație, Travel Spend, în care am început să-mi introduc toate costurile pe care le bag ca să am și la sfârșit un overview la excursie. Și acum să le luăm așa pe rând. Noi am zburat din Sibiu. Nu am găsit un zbor direct în insulele Azore. Și atunci, dacă cauți pe anumite site-uri, ele îți fac legăturile la zboruri. Câteodată legăturile la zboruri sunt între companii diferite, fără nicio legătură una cu alta, sau câteodată sunt între companii diferite care sunt într-un grup. Și atunci tu cumva mergi cu același booking number, cu același număr de zbor, chiar dacă schimb de mai multe ori. Asta s-a întâmplat și acum. Am zburat Sibiu, Viena, Viena, Lisabona, Lisabona, insulele Azore pe São Miguel. Și pe toți trei ne-a costat biletul de avion 1250 de euro. Dus întors, toate avioanele astea. Mai puțin zborul local acolo între insule. Noi am ajuns seara târziu, ne-am cazat în Lisabona și de acolo ne-am dus dimineața înapoi la aeroport. A avut întârziere mare avionul numărul 2, am ajuns târziu în Lisabona. Transferul de la aeroport a fost cu cel care ne-a și cazat și ne-a așteptat și ne-a luat 20 de euro și dimineața am plătit înapoi 15 euro, deci a fost încă 35 de euro în Lisabona, în Portugalia. Pe aeroport în Austria ne-am luat niște chestii de o gustărică pe acolo și să avem până am așteptat avionul și am plătit și acolo 15 euro în aeroport. Cazarea din Lisabona ne-a costat o cameră pentru 3, că suntem un dublă și o canapea, 90 de euro. În São Miguel am stat 5 nopți și am plătit 340 de euro pe aceste cazări și am închiriat mașină care ne-a costat 227 de euro pe zilele în care am ajuns 4, am ajuns la așa de dimineață, 5, 6, 7, 8 și 9 am lăsat-o acolo, deci să zicem 5 zile. Ca idee, mâncarea, noi nu am fost încântați de mâncarea din Azore, în general, au foarte mult fast food. Sunt multe chioșcuri, multe rulote care vând tot felul de prăjeli, cartofi, nimic interesant. În Pico am găsit un restaurant unde serveau și fructe de mare și alte chestii, dar mai rar. Este așa cumva enervant, la ora 3 se închid localurile, se deschide la 7 până dă drumul la cuptoare să face ora 8. Găsești și seara undeva după 8, dacă cauți ceva anume, să mănânci, dar destul de greu. Un prânz l-am servit undeva între 17-18 euro, seara plăteam cam 20 de euro. Toți trei. Deci undeva de 7-8 euro mănânci unul și bei ceva, așa în linii mari. Dacă mănânci un porumb fiert, o înghețată, 2-3 euro fiecare chestie. Am avut la un moment dat un restaurant seara și a fost bufet. Și acolo te duci și îți alegi mai ce-ți mai dorești și de acolo erau mai multe lucruri de ales. A costat 42 de euro pe toți trei. Prânzul la Sete Citadez, care este cea mai renumită zonă de acolo, mi-a costat 57 de euro. A fost un pic mai sofisticat și un pic mai scump, pentru că era singura o locație unde se servea mâncarea. Hidrobicicleta pe lac ne-a costat 30 de euro, o jumătate de oră. Prețurile la o cafea, la o înghețată, sunt prețuri rezonabile ca și la noi. Deci nu e nimic scos din comun. 2-3 euro fiecare chestie, o înghețată, o cafea, un porumb fier, deci nimic peste prețurile noastre. Benzina m-a costat la mașină 50 de euro, 48,8 euro pe São Miguel. După ce ne-am petrecut zilele pe São Miguel, zburăm spre Pico. Și aici am plătit 421 de euro toți trei dus întors. Așa am zburat de pe São Miguel pe insula Pico. Zborul e scurt, o oră, sub o oră. Acolo am stat 3 nopți. Când am ajuns la aeroport, noi aveam de gând că mergem într-un port, stăm acolo, de acolo să ne ducem cu feribotul, ne plimbăm, ce fain să fie, ne plimbăm cu autobuzele, super ok. Nu există, sau foarte rare. Am fost transferați cu un taxiu. Nu au vrut să negocieze, 15 euro am plătit de la aeroport și până la cazarea noastră. De când am ajuns acolo la cazare, destul de pustie treaba, am găsit un singur local acolo unde am și mâncat cu 30 de euro. A fost singurul deschis, din nou fast food, cartofi prăjiți cu ceva prăjel pe acolo. Și am sunat pentru că
Cei de la cazare aveau și companie de mașini. Am sunat la ei, nu aveau mașină disponibilă, dar mi-au dat alte numere de acolo. Și am sunat și am luat mașină cu 165 de euro pe 3 zile, 55 de euro pe zi, full casco. Nu, n-am văzut de ce mașini, deci casco ăla este așa o nebunie. Stând noi de capul nostru acolo la pensiune, micul dejun l-am cumpărat de la alimentarea, undeva 20-25 de euro am cumpărat niște chestii să avem 3 dimineți. Excursia la balene, toți 3, dus, ne-am dus cu mașina și de acolo din port am luat excursie cu 140 de euro. Atât de ne-a costat pe noi excursia pe toți 3. Feribotul între insule, noi am vrut să mergem cu mașina între insule, dar feribotul este unul mărunțel și te programez așa, poi mâine, oricum nu se grăbesc oamenii, poi mâine vii cu mașina și așa mai departe. Sunt organizați, dar capacitatea e mică. Astfel că n-am reușit să trecem cu mașina, am trecut doar cu feribotul. 22 de euro a fost feribotul dus întors. În Maddalena este o clădire super sofisticată, cu tot felul de nebunii. Acolo am mâncat coaste și cu caracatiță și am băut și noi ceva acolo. A fost 88 de euro, asta a fost cea mai scumpă masă a noastră în clădirea cea mai tare de pe insula Pico. În insula Pico am luat două prânzuri, la aceeași clădire aia sofisticată, și a doua oară când ne-am plimbat pe acolo, au fost 78 de euro. Trecem pe insula Horta, nu reușim să trecem cu mașina, v-am arătat în episodul anterior, dar biletele ne-au costat 22 de euro dus întors pe toți 3 și acolo luăm prânzul la Horta, pe insulă, 30 de euro ne-au costat prânzul, suc și prăjituri iară 16 euro, după care noi avem zborul înapoi pe São Miguel, ajungem seara târziu că ne-a făcut cancel la primul zbor și aveam cazare aici pentru că dimineața începeau cele 3 curse înapoi spre România și am plătit 18 euro taxiul din Ponta Delgada, din aeroport până la cazare. Noi ne-am luat undeva pe plajă pentru că trebuia să ajungem la prânz și să stăm pe plajă să ne bucurăm de soare, din păcate planul de acasă cu cel din târg nu se potrivește. Cazarea din São Miguel ultima noapte ne-a costat 63 de euro. Dimineața ne întoarcem la aeroport cu 15 euro. Deci cam astea sunt tarifele care le-am practicat noi cu taxiul de acolo. Cel mai mare stres care l-am mâncat noi în concediul ăsta cu Azore a fost cu avioanele. Și să vă spun de ce. Noi am tocmit bilete Sibiu, Ponta Delgada, în Azore. În biletul respectiv era de fapt un singur număr de zbor, dar erau mai multe companii, sunt cei de la Austria Airlines, sunt cei de la Lufthansa, este TAP Portugal din Portugalia. Eu n-am știut că de fapt este o singură chestie la pachet și ne gândeam, noi plecăm Sibiu, ajungem în Viena, din Viena ajungem în Lisabona. Ce se întâmplă cu bagajul nostru, că noi doar dimineața ne luăm bagajul? Prima chestie a fost așa cumva release-ul, ușurarea când am ajuns în aeroport și am întrebat ce se întâmplă cu bagajul și au zis, cum vreți voi, puteți să vi-l luați seara să-l aveți la cazare în Lisabona sau să-l luați la ultima destinație. N-am zis, haideți ca să stăm să luăm bagajul. Am greșit din ce punct de vedere, pentru că noi seara am stat aproape o oră să ne luăm bagajul și a fost cu foarte mare întârziere tot zborul. Și ne-au așteptat pe la 1 și ceva am ajuns, deci dacă lăsam bagajul acolo, nu mai aveam treabă cu el. Iar dimineața era coadă mare la check-in. Sunt niște automate acolo, ți le faci tu, scoți biletele, ți le lipești, sunt niște benzi automate. Dar la zborul nostru n-a știut unde Dumnezeu să mă duc, că erau mai multe companii. Până la urmă ne-am dus și am stat la coadă, ne-a explicat aia, ne-a lăsat să mergem, fiind mai mici, ne-a lăsat să mergem cu el în avion. De fapt asta a fost ideea, n-am avut nicio problemă. Dar am pierdut din nou timp dimineața, deci dacă lăsam la ultima destinație, dar am avut un stres că oare ajunge bagajul nostru. Ne așteaptă o zi plină. Câte avioane avei, doamnișoară, până acasă? 3. Al patrulea a fost aseară. Gata, ne îmbarcăm, mergem spre primul zbor, ne-am luat biletele și plecăm spre Lisabona. Primul zbor. La întoarcere, aici a fost un stres mare, pentru că dacă zbori în Lisabona, te lasă undeva în mijlocul câmpului, aeroportului, acolo și te ia cu autobuzul și mai mergi o jumătate de oră sau 20 de minute până în aeroport, în clădire. Pentru că avionul aterizează într-un câmp, treci pe sub un pod, o autostradă și se duce la clădire. Și noi aveam între zborul de la Azore până în Lisabona, a fost ok, din Lisabona mergeam prin München. Noi ne-am dus prin Viena, ne-am dus prin München. Dar conexiunea Lisabona spre München a fost doar de o oră.
și a zis, Dumnezeule, ne lasă în plin câmp, ne ia cu autobuzele, ne duce în aeroport, după aia nu știu ce facem acolo și ne întoarcem înapoi și ce facem că avem avion, autobuzul, iară prin câmp. Am avut stres, pentru că într-o oră mi se pare foarte scurt timpul să putem face transferul. Din fericire, știau ei ce știau, ne-au dus cu avionul și ne-au debarcat la Burduf. Am ajuns în Lisabona și la poarta 19 mergem în München. A fost cineva care ne-a așteptat pentru conexiune și ne-a spus la ce poartă. 19 în față. 16, 17. La poarta 19 ne așteaptă Lufthansa. Am ajuns în avionul 2 de la Lisabona la München și am avut stres, că doar o oră aveam conexiune. Și am fost un pic stresați, dar am coborât la 2, la 2 am aterizat și la 2 și un sfert am fost la poartă de München. Pentru că ne-am mai avut doar la început. Da, ne-au lăsat în terminal direct, câteva porți am mers pe jos, 10 minute și... și am fost. Așa că de aici mergem la München. Cam 3 ore, acolo stăm încă 3 ore jumate și de seara la 10 jumate plecăm spre Sibiu și la 1 noaptea se speră că cu al treilea avion se gata în cursul nostru. Dar am reușit și ne-au transferat înspre München. Așteptăm să ne îmbarcăm la ultimul zbor pe astăzi, al treilea. Și zburăm din München cu ultimul avion și după aceea se închide până dimineață. Apa în aeroport a ajuns 3 euro, 2,90 euro. Așa că ia-ți o sticlă goală, aruncă apa, ții recipientul și în aeroport sunt zone unde îți umpli cu apă și nu mai plătești 3 euro. Din păcate am ajuns în München, unde din nou avionul a avut o întârziere foarte mare, astfel încât am plecat cu ultimul avion de pe aeroportul din München. Și am ajuns taman la miezul nopții, de fapt 2 și ceva noaptea, când trebuia să ajungem pe la 1. O oră și jumătate, 2 am avut întârziere. Dar astea sunt peripețiile din cadrul unui concediu. Trebuie să fim obișnuiți cu ele, pentru că mergând pe cont propriu, cumva nu le poți programa toate de acasă și te mai lași cumva dus și de val sau le mai rezolvi și la fața locului. Dar una peste alta, am ajuns acasă cumva încărcați și bucurați sau bucuroși de ceea ce am văzut. Sper că au fost utile informațiile. La final, adunând cazările cu mașinile, cu benzina și cu tot, ne-a costat 3800 de euro. Asta au fost 5 nopți și cu 3-8 și cu una 9 și cu una Lisabona 10 nopți. Deci pe 10 nopți am plătit 3800 de euro, toți 3. Acum nu știu, vi se pare mult, vi se pare puțin, lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi merită banii ăștia să vezi Azore? Bine, mașina îți trebuie și într-o parte și în alta, cazările în funcție de perioada în care mergi, plus sau minus, dar în principiu ăsta a fost costul nostru de 3800 de euro. Dacă v-a plăcut, dacă ați găsit informații utile, dați-mi și mie un like, lăsați-mi și mie un comentariu și spuneți-mi cum vi se pare prețul ăsta pentru o excursie, 3 persoane, 10 zile și nu plecați prea departe să nu ratați următoarele postări. O zi minunată și Doamne ajută-mă! Ceau, pa!